Apă otrăvită cu arsenic într-o comună din Prahova. Autoritățile avertizează în momentul acesta populația să nu o consume pentru băut sau pentru gătit, deoarece este extrem de periculoasă și poate duce la complicații majore. Care este situația? Aflăm de la colegul meu Cristi Georgescu. Cristi, te ascultăm. Ce au anunțat mai exact oficialii de acolo din Prahova? Bun găsit, Lina, bun găsit tuturor. Vorbim despre faptul că Hidro Prahova, compania de apă care furnizează în sistemul public de alimentație al comunei Cocorești și Colți, a specificat faptul că apa nu este potabilă. S-au luat măsuri drastice, probe prelevate și analize care au fost duse imediat la Direcția de Sănătate Publică Prahova. De altfel, instituția care asigură controlul parametrilor de calitate a identificat în sistemul de alimentare cu apă al comunei Cocorești și Colți valori depășite ale arsenului în apă potabilă. Tocmai de aceasta nu poate fi folosită nici pentru băut, nici pentru gătit. Va putea fi folosită doar pentru spălat și alte folosințe care nu determină contaminarea alimentelor, dar și pentru evacuarea apelor uzate. Ei bine, vor ajunge în zonă anumite containere pentru apă potabilă duse de către compania în cauza. Arsenicul este un metal greu otrăvitor, extrem de periculos pentru sănătate, dacă este inhalată sau ingerată și nu se distruge prin fierbele. Tocmai de aceea s-a luat decizia ca momentan ea să nu fie consumată de către locuitori.